Cristina Demetrescu, bine ai venit. Bine v-am găsit. Ne dăm noi cu părerea. A zis așa, îmi place să ajut, să comunic și deseori mi se citește subtitrarea pe față. Adică starea, gemeni, nu? Și eu mă gândesc tot la gemeni. Da, doar că Scorpion, ia auzi, eu știu... Din cască s-a stricat Scorpion. Eu știu prea multe și să știi că sunt zodii care au trăsături comune, așa că aș putea să mai deci zic câteva. Deci asta nu e neapărat rezervat. Leul, de exemplu, se trădează, racul se trădează, fața îi trădează emoția, deci sunt mai multe zodii N-are care... N-are sens să mergem mai departe, da, pentru bine, că răspunsul era gemeni. Okay. Păi cum aveți un geamăn aici atâta, de atâta timp și nu vă dați seama? Florina e geamănă. Era răspunsul pe fața lui Liliu. Exact. Ia să vedem, vă zic imediat. Isabela zice așa. Te iubesc de nu mai poți, dar când mă enervez, uit toate astea și te trimit direct în iad. Oh, eu știu, wow. un scorpion, clar. Scorpion? Răzbunătorul Zibur, scorpion. Da. N-am întâlnit chiar așa până acum, nu știu să zic. Ce noroc! Da, aveți scorpion. Dreptate. Scorpion! Isabela care zice că este o delicată. Bravo! Da, foarte frumos. Ați întâlnit ceva oameni. Foarte mișto jocul ăsta, îmi place mult de tot. Îl jucăm în continuare, 0751-121-123. Dar, foarte important, Cristina, ce evenimente ne fac viața mai bună sau mai interesantă săptămâna asta? Săptămâna începe fascinant, chiar în această noapte, între 28-29 octombrie, pe cer apare așa o stea, ca să spunem, da, este o... configurație extraordinar de frumoasă, se numește Steaua lui David și apare destul de rar. Ne-ai spus de săptămâna trecută, v-am spus de săptămâna trecută, da. Până la urmă este vorba despre simbolistică, despre simboluri, da? Dacă îmi pierd, eu dacă îmi pierd inspirația, am să mă uit la șosetele lui Șurubel, care astăzi, știi, de multe ori și simbolurile astea ne pot transmite foarte simbolistică. Multe. Simbolistică. Ananasul. Ananasul, da, care trebuie să mă inspire pe mine astăzi. Da, cerul ne aude, da? Uneori mai avem nevoie și de miracole și această stea lui David, atâta vreme cât și știm ce vrem, reprezintă practic un angrenaj care ne ajută să ne punem visele, să ne aducem visele în manifestare, adică lucrurile pot deveni destul de palpabile, da? Dacă oamenii simt anumite lucruri, atunci să aibă încredere în ceea ce simt. Mai mult decât atâta, săptămâna este plină de configurații poate mai suple decât această stea lui David, dar care sublimă într-o oarecare măsură un eveniment astral al momentului care ar fi putut să fie altfel destul de puternic, opoziția dintre Marte și Pluton, care sunt doi malefici și care cumva răstoarnă anumite situații. Poate lucrurile nu sunt atât de rele cât le luăm noi emoțional intens. Atenție, Marte se va întoarce undeva din luna ianuarie și va rămâne 4 luni de zile până luna aprilie, exact în această ipostază în care stă din septembrie până pe 5 noiembrie. Deci o situație pe care noi o considerăm benignă, da? Și pe care, din punct de vedere emoțional, și pe care cumva avem tendința să o aruncăm la... Hai, lasă, trecem, da, hai să nu generăm conflicte și așa mai departe, ea va reveni în forță anul viitor. Deci, cumva, lucrurile trebuie clarificate. Mai mult decât atâta, aspectul acesta intens al acestei săptămâni este punctat și de luna nouă din zodia Scorpionului, care se întâmplă pe data de 1 noiembrie. Și întotdeauna când traversăm zodia Scorpionului, se schimbă lucrurile. Mai mult decât atât, luna nouă din Scorpion face raze bune la Saturn în zodia Pești, ceea ce înseamnă că Saturn cristalizează, să zicem, anumite chestiuni subtile, da? Și le aduce la fel, le aduce în manifestare. Deci putem cele mai năstrușnice dintre gânduri, idei, vise, cumva săptămâna asta să le vedem realizate, mai ales pentru cei care nu sunt obișnuiți să renunțe la dorințele lor, la visele lor și la cele mai îndrăznețe idealuri. Ce frumos! Ai început foarte frumos! Da, da, să vede cum... cum continuăm! Nu vă hazardați, oameni buni, că știi cum e. Să luăm fiecare zodie în parte. Berbecul este, poate să plece, berbecul este o zodie impulsivă, dar poate să plece așa de la o emoție, de la o iritare, de la, eu știu, poate chiar de la o umilință, da, pe care o simte și toată agenda lui cumva să se răstoarne, să se dea peste cap. Se gândește să soluționeze chestiuni mai vechi care se perpetuau așa în mod bolnăvicios. Și pur și simplu se poate detașa de o relație, de o persoană, poate chiar apropiată, poate chiar rudă, exact momentul acela în care berbecul
nu mai vrea să audă, dar asta se poate soluționa și cu divorțuri și cu... Dar nu-i trebuie prea mult berbecului să se sucească la 180 de grade. Taurul se poartă așa ciudat și ridică suspiciuni. Chiar și atunci când vrea să ofere un cadou, pur și simplu stângăcia lui îl face să se trădeze. Mai mult decât atâta și în altă ordine de idei, taurul mai neinspirat face dintr-un țânțar armăsar, chiar la el în casă, după care se chinuie să-l scoată din apartament. Mare atenție! Armăsarul? Armăsar. Sau elefantul, depinde. Doamne. Da. Uite așa, poate fi bănuit pe nedrepta. Repet, stângăcia. Gemenii pot fi martorii unor investigații chiar sub nasul lor. Adică mare lucru dacă nu ajung pe la poliție săptămâna asta să dea credeam că la mine e rău. Și de la povestea asta, să știți că surprizele se pot ține lanț. Adică nu e vorba despre cazul în sine, cât despre aventura geamănului. Aoleu, mai spune. Da, în ce sens? Nu știi pe cine cunoști? Nu știi pe cine cunoști? La poliție. Începe la afacere. Eu știu, vreun procuror, vreun... Descoperă o oportunitate. Nu știi niciodată ce se poate întâmpla, chiar și de la situațiile astea care sunt așa ciudate. Racul amplifică, mai ales că acolo este Marte în zodie, rac pe ultimele grade, amplifică starea lui emoțională și se poate manifesta totul ca o furtună într-un pahar cu apă. De fapt, aici este vorba despre niște tipare comportamentale care revin, mai ales când este vorba despre căsătorie, despre soț, despre partener, poate și despre o altă rudă, poate să fie părinte, copil, însă, repetând aceeași manieră, da, de manifestare, nu vor obține niciodată aceleași alte rezultate. Deci este un moment în care probabil că trebuie să schimbe ceva. Leii răsuflă ușurați săptămâna aceasta și oricât de dramatice ar fi schimbările din viața, casa sau familia lor, cumva scapă de niște corvezi. Aici putem să vorbim pur și simplu despre o modernizare în casa leului în urma unei avarii, adică întâi se supără, după care se bucură. Viața lui devine mai ușoară, dar să știți că vorbim și de acel... Din păcate, de o eliberare de stresul ăsta al așa zisului blestem de familie. Un leu poate să mute pe cineva în vârstă sau care are niște probleme de sănătate degenerative la un cămin, acolo unde până la urmă știi cum e, trebuie să salvezi și viața leului, dar trebuie să salvezi și viața acelui bătrân la care tu nu te pricepi să-i vezi de sănătate. Fecioara este mica vrăjitoare acestei săptămâni, rostește incantații și cuvinte magice, nu neapărat că se apropie Halloween-ul, dar cumva se simte foarte inspirată și evident poate să transforme oportunitate într-o realitate, doar așa pentru că are farmec. Evident că lucrul ăsta se poate întâmpla și în plan sentimental. La balanță lucrurile se așează cumva de-a curmezișul pentru că opoziția dintre Marte și Pluton pe axa cealaltă, care stă perpendicular pe axa berbec-balanță, este destul de dură și balanțelor li se pot întâmpla lucruri atât la propriu cât și la figurat. De exemplu, ea să perpetueze un, să spunem, să nu fie ea însăși, da? Repetând cumva sau urmărind sau să fie pusă cumva la zid de o moștenire de familie. La figurat înseamnă că efectiv se comportă după cum a fost educată sau după cum a crescut, dar la propriu poate să fie înlăturată de la o masă succesorală atunci când rudele consideră că ea are și că nu îi mai trebuie, da? Încălcându-i se astfel niște drepturi. Scorpionii trebuie să fie foarte atenți ce fac în această săptămână, pentru că este lună nouă în Scorpion, adică cumva toate energiile sunt în curtea lor. Există niște efecte colaterale care se pot, sau efecte în lanț, să zicem, care se pot derula în urma unor decizii pe care scorpionii le iau, dar pe lângă efectul în lanț sau colateral sau victime colaterale, poate exista și un alt fel de efect, și anume efectul de bumerang, adică lucrurile pe care le manifestă cumva mai devreme sau mai târziu se întorc înapoi. Deci cumva trebuie să aibă o imagine de ansamblu. Săptămâna săgetătorului stă sub o dominantă feminină, da? Există femei care pot hotărâ pentru soarta săgetătorului sau
Săgetătorul trebuie să fie foarte atent, foarte precaut, cumva să nu fie superficial și să nu regrete anumite nuanțe care pot schimba decizia unei persoane care și așa este foarte refractară vis-a-vis de, nu știu, soarta sau situația săgetătorului. Pentru Capricorni, Pluton stă pe ultimele grade ale Capricornului după 14 ani de tranzit, până pe 20 octombrie se mai întâmplă lucrul acesta și situația lor este extrem de variată și greu de acoperit de mine într-un horoscop. Dar Pluton se joacă de-a bowling-ul, știi? Adică dărâmă popice în viața Capricornilor, deci cam tot ce se întâmplă straniu și ciudat săptămâna aceasta este cumva pe lista lui Pluton, care face schimbări irreversibile. Deci tot ceea ce Capricornul nu dorește să modifice, nu dorește să schimbe. Cine sapă groapa vărsătorului cade singur în ea sau mai degrabă singură. Săptămâna aceasta pentru vărsători este cu succes, poate ocupa o funcție de conducere, poate primi o hotărâre judecătorească favorabilă sau poate o autorizație, da, care nu funcționa sau care nu venea de mult, toate lucrurile astea spre disperarea unei persoane care s-a ocupat de săpat gropi. Și pentru pești, este o săptămână în care trebuie să se facă înțeleși de interlocutorii lor, oricât ar fi de creativi, oricât ar fi de subtili, oricât ar fi de, de culți, trebuie să pună mai mult accent pe claritate în săptămâna aceasta, mai ales când e vorba despre interviuri, despre a cere niște lucruri pe care peștele se așteaptă ca persoana respectivă să fi înțeles și să rezulte din asta că peștele de fapt nu primește ceea ce își dorește pentru că nu comunică foarte clar. Să formuleze mai bine, mai concis. Da, mai pe limba tuturor. Cristina, ai comunicat pe limba noastră, am înțeles bine, îți mulțumim frumos. Cu drag. Și